Ce faceți, mă, băieți? Ce ai făcut, mă, Pepe, că Mai pus să vorbesc cu ăla și să înjure în continuu, nu? Deci n-ați vrut să stați liniștiți. Bebe, nu te iau pe tine astăzi. Îl iau pe nuțul ai în fost, Înțelegi? Băi, nuțul, că -mătoru. Tu tot nu te potulești, Ai venit din pușcărie, nu stai cu te, l-ai pus pe ăla ca să mă jure pe mine de... de... de, de familie. Păi, dar de ce nuțule nu... de ce nuțule nu-l puneai pe... nu-l pe... pe bebe și pe ăștia să, să vorbească și pe ăla? Să-l aducă pe Chira și acasă, când a murit Dumnezeu să-l și l-a adus Bobo Sandu și cu ea și nu te-ai dus nici la mormântare la și care a ținut aproape, înțelegi? Ia înregistrările alea de la 112, luați înregistrările alea când striga Aoleu, a venit sportivi și ne omoară, ia vezi cine strigă, Chiraș cu ea, Dumnezeu să-l ierte că a murit. Băi, nuțule, păi tu nu le-ai adus, n-ai fost la mormântare la ăla și pui să mă înjure pe mine, păi mâncați și nimata ta, brazilian ta, ce facem mâncați? -și. A făcut o salam în și ți-a rupt o salam, ți-a rupt-o toți. Brazilianca, ți-a rupt o salam în cață și nimioara ta. Ai înțeles? Tai ușor că vii și tu, bebe, că mă taru. Stai liniștit că mâine am live și pentru tine. Am live pentru toți. Voi ați ține la cap. Vă aștept când vreți voi, oriunde vă aștept. Eu sunt în Berceni, eu nu sunt în America. Eu nu vin la voi ca să chemați mascații și poliția, dar eu vă aștept, eu sunt pregătit la orice oră și la orice zi. Hai că vă spun eu acum, vedeți bombele în România, da? Cu cine să încep? Cu, cu Bebe Cămătaru? Sau cu Nuțu? Nuțule, bra... de tine Bebe mâine discut. Brazilian ca tată. Salam. De Oia, ăia, ăia, lucuzea, ăștia, știi ce zic? Cu mine, cu mine vorbiți, mă, de astea? deși pe și. La a îngropat Bobosandu, nu l-ați adus acasă? Nu trebuia să pune să mă înjure pe mine de familie, trebuia să vă vedeți de treaba voastră. Așa. Uh, po, po brazilianca. Salamus. Florin Salam. Tarararara. Și mai mulți. Ce, ce vreți să vă mai zic? Vreți să vă mai zic de Irina? Păi vă spune fratele vostru de Irina că v-a dat banii 250 de mii, i-ați luat și casa la azi nenorocit, o ați băgat-o pe o femeie la pușcărie pe Irina, i a dat și 250 de mii, i-ați luat și casa, v-a plătit încă o dată și banii și ați băgat și femeia la pușcărie și ați făcut și rău la fisa lui, lui Irina, da? Ai înțeles? Băi, ce aveți mă ați bunit? Ce aveți mă voi ați bunit? Vă aștept oricând. Bă, voi ați nebunit mă? Puneți ca să mă înjure pe mine mă? Voi ați, chiar ați nebunit? Voi chiar ați nebunit? Puneți pe ea să mă, mă pune bebe să vorbesc cu, cu ăla? Mă pune bebe să vorbesc cu ăla? De, de, Răspunde-i doamne, deblochează-l pe Facebook și vorbește că am vorbit eu să facem pace și mă, mă înjură în continuu și îl umflă pe, pe nuț. Eu sunt prost să vin să mă sui mașina? Păi știți că eu am eu nu sunt plecat în străinătate, eu nu sunt protejat, nu în jur de femei, nu în jur de copii, nu în jur de familii, dar acum a început, a început asta. Vedeți cu Brazilianca, cum stați? Că a făcut o salam, a făcut o ea. Și tu ești bătrân, nu te mai ține puța. Vezi că voi nu intrați pe, pe multe chestii și pe eu sunt iubit de toată lumea și știți că cum ne-e greu. Cum ne-e greu de tot. Eu merg și în pușcărie, merg oriunde. Ce aveți voați și nebunii pe mine vi s-a pus? Că ați văzut că fac niște live-uri și alea și nu v-am deranjat? Bă, pe mine vi s-a pus să puneți un fraire să-mi vorbească? De ce nu l-ați adus, mă, pe chirașe, ca să a pus Bobo Sandu banii și l-a adus? Vedeți-vă, mă, de viața voastră. Și stai așa că am aici, Irina. Irina, care ați băgat-o la părnaie și alea și ați nenorocit-o. i a luat și casa, i luat și banii. I-ați tot și pe fisa, i-ați făcut rău. Mai vă spun una, vă nenorocesc. Dacă vă mai spun una, vă nenorocesc. Vă mai spun una și vă nenorocesc. Mâine urmează și pentru tine, bebe. Urmează și pentru tine, bebe, mâine. Ce dracu aveți bun, aveți minte? ține nebunit? N-ați nebunit? Chiar n-aveți minte? Eu sunt aici. Eu sunt aici. Eu nu sunt plecat în nicăieri. Am făcut live-ul la ieri, v-am zis, băi, Paștele, nu vreau să vă deranjez și astăzi l-a spus pe la să mă înjure, să mă astea, înțeles? Bă, dar ce rău mi-ați făcut? Bă, dar ce rău că m-ați înjurat? Dar eu sunt tânăr. Eu nu sunt salam. Eu nu sunt cu brazilianca cu astea. Eu sunt tânăr și eu pe mine mă iubește toată lumea. Băi, băi nebunilor, ați venit rândul trecut, v-ați băgat în discuții, acum ați venit, l-ați băgat pe ăsta, ce a spus? Atunci v-ați bătut cu noi și ne-ați băgat pe la pușcherie. Acum ați venit, l-ați aruncat pe ăsta în arc. Să vorbească că eu nu sunt cu sportivi, că eu nu sunt cu ei. păi v mai spus și ieri în live că toți sunt prietenii mei. Că nu mai umblăm noi pe stradă, că am post arestați, că ne vedem fiecare de familiile noastre, că vrem noi. Dar cum, voi ce faceți voi? Ați nebunit, a sărit calul de sus, de tot, eu nu v-am deranjat. Îmi loviți în familie? Pe voi ați nebunit, voi nu știți că eu sunt nebun, sunt cu capul original, până la familie, nu mă las niciodată. Chiar mai jurați că îi înjur și eu acum. Da. Ce vreți, ce semănați aia găsiți? Vreți război? Război vă dau. Vreți Prietenie, prietenie vă dau. Vreți respect, respect vă dau. De deci ce am făcut live-ul, seara l -a spus, bă, l-a ce -a spus pe ăla. Ce-a spus? Gat. Să mă ia de familie, de tot, de cum a vrut el. Păi bă, nuțule, adult, nu le-a dus pe chirea mă, ca să a plătit Bobo Sandu aia, să plângea fata aia, so sora lui pe Facebook, să aducă pe la casă. Irina, 250 de mii cu fisa, a Nenorocit femeia, ați distrus-o după ce v-a dat și banii și alea. Știți voi mai bine. Mai Vreți să vă spun bomba a României? Vreți să vă spun bomba a României și sunt sute, eu mai am mii de dosare, sute și mii de dosare. Dacă tot încercați. Eu stăteam pe Facebook-ul meu liniștit, îmi făceam Facebook aici și vă interesa pe voi că am ajuns eu prea mare pe Facebook. Băi, eu vă spun sute și vă spun acum în premieră ca să duduie la ai fost bine de tot, că păsta nici nu-l mai șterg. Și vă spun acum în premiere, băi, nu uitați că Dumnezeu e și nu doarme. Eu sunt și ciumec, sunt și cu minte, sunt și respectos, inspector, sunt și de treaba mea și nu mi-a fost frică de voi niciodată. Am venit și la petrecerile voastre, că ziceați că săriți la roșca și la oricine și am dansat și am făcut și vin oriunde, eu sunt așa, sunt corect. Și eu că mai trăiesc o zi, că mai trăiesc o oră, că mai trăiesc un milion de ani, și asta. eu nu v-am deranjat. Voi m-ați deranjat pe mine. Eu nu v-am deranjat. Sunt mare, am crescut mare, sunt mai pregătit ca niciodată. Și ca orice. Eu vă spun așa un singur lucru. Să vă fie rușine de trompetuță ce i-ați făcut. Îl știți pe domnul trompetuță? știți, pe domnul Trâmpețuț Da, asta e situația, dacă îl știți pe trompetuță, rămâne aici și gata, terminați-vă. Și care vă bă, băieți de vedeți dacă vă mai strângeți vreo unii? Nu mai vă strângeți după ce plec eu, strângeți-vă când, când sunt eu strâns. Și sunați-mă că vin. Nu vă strângeți așa că după ce plec eu. Care vă strângeți? Strângeți-vă frumos... Și sunați-mă după ce plec eu. Și strângeți-vă. Și sunați-mă. Nu mai vă strângeți după ce plec eu și îmi faceți vorba. Care vrei? Zic că mă strâng și eu cu prietenii mei și venim. Vă pup și rămâne aici, al ai fost. În Paște fericit vă doresc. Și gândiți-vă bine!